Astfel că am simțit nevoia să ținem pasul cu lumea modernă în care trăim. Invazia aceasta de tehnologie modernă a impus existența unui computer conectat la internet în biblioteca noastră, cel puțin a unui computer, lucru care s-a întâmplat în anul 2005, în urma unui demersuri pe care le-am făcut la primăria Păușești-Măglaș, iar în timp s-a dovedit că este insuficient pentru cei 4.000 de locuitori ai localității noastre, iar apariția biblionetului în anul sala de consiliu a primăriei pentru a aduna lume multă de câte ori a fost nevoie să facem acțiune în mare. Acum nu ne putem folosi încă de această sală pentru că și primăria se află în renovări. Dar sperăm ca la anul sau eu știu, peste 2 ani să avem un spațiu adecvat în cele bibliotecă. Nu poate să nu ar fi, dar e destul de nu-i foarte generos pentru ceea ce îmi doresc eu să fac și e un impediment, totuși. Cata, după ce ați intrat în bibliotecă, cumva s-a mărit bugetul bibliotecii? Primăria a acceptat să plătească internetul, declarări care nu se făcea înainte de faptul care să facem, și lucru pe care îl face și în prezent. Numărul foarte mare de oameni care au venit în bibliotecă a însemnat și un efort din partea primăriei în achiziția de carte pentru școala nu formează, da? Biblioteca ne creează condiții să studiem, să citim, pentru că un om citit, într-adevăr, este un om bun pentru societate. Dacă nu învățăm, dacă nu citim, așa cum le spun și la copii la școală, și la grădiniță, și dascălilor care trebuie să-și dea interesul cât pot de mult, astfel încât copiii să poată progresa în informațiile pe care trebuie să le dețină, și fără oameni învățați, sigur că da, societatea nu progresează. Știți și dumneavoastră că am trecut prin vremuri destul de grele, începând cu războaiele, am avut pe vremuri oameni deosebiți, oameni de cultură, oameni bine pregătiți, care au bine un om, să fie cine aga acolo, să poată să ia acea carte, să o citească, da, să studieze cu biblionetul, iar am fost sprijinit de Biblioteca Județeană, vedeți și dumneavoastră, mai tot timpul aici la noi, sunt copii, sunt bătrâni, care stau și butonează și ei la calculator. Văd ceva, văd nou, încep să obișnuiască cu calculatoarele. Ca și la dumneavoastră, n-am avut nici noi până acum 20 de ani. Abia de 20 de ani încoace am început să știm și noi ce stă la calculatoare. Da? Dar iată că, încet, încet, sperăm să mergem și noi înainte. Ce să vă mai spun? De localitate, cred că știți, sunt 5.000 de locuitori. Da? 5.000 de locuitori are localitatea. Da? Sunt oamenii, în majoritate, salariați, pensionari. Deci, nu putem să spunem că, cred că peste 85% trăiesc așa, mediu. Deci nu suntem chiar așa săraci sau nevoiași. Am încercat, eu am fost secretar din 94 până în 2008. Acum sunt al treilea mandat de primar. Și iată că am realizat și câteva investiții prin localitate. Localitatea, deci în 2008 nu aveam apă curentă. Da? Și iată că am reușit cu fondurile europene, cu proiecte europene, și iată că am fost sprijiniți foarte bune acești bani.